Pentru RAC în carieră sunt momente favorabile pentru a ieși în evidență prin afecțiune, creativitate, eleganță, momente de um, oportunități pentru afaceri, pentru asocieri, călătorii, creativitate, relații bune. Schimbările, transformările însă pot schimba și pot favoriza echilibrul, armonia, pot să aducă satisfacție, relațiile sunt bazate pe sentimente, în carieră există riscuri de tensiuni la nivelul sentimentelor, al emoțiilor, tendință de excese în plan afectiv poate să apară, lucru care poate să vă mărească puțin și vulnerabilitatea de a fi un pic mai credul. Relațiile sunt marcate mai ușor de capricii. În data de 2 martie vorbim de călătorie, de cunoaștere, de emoții, de o imaginație mai puternică, deschidere către semeni, tendință de sacrificiu, tendința de a păstra secrete, atracția către misticism. Imaginația însă poate să aducă și ceva vulnerabilități, poate să inducă stările de visare, de nostalgie, se recomandă mare atenție la tentații, relațiile sunt mai bine aspectate cele de dăruire, cele profunde, în data de 3 martie, în contracte asocieri, sunt posibile ceva tensiuni care pot să aducă tendințe destructive, pasiuni care nu sunt chiar clare, chestiuni dramatice, relații marcate de gelozie. În planul resurselor și al bunurilor materiale apare o mobilizare de voință, apare exprimarea emoțiilor, apare creativitatea, poate chiar cea artistică. În relații se arată această creativitate de asemenea și în data de 4 martie, luna în trigon cu Jupiter aduce mai degrabă aspecte de maturitate afectivă care sunt afișate în jurul vostru, de generozitate, curiozitate, manifestarea sentimentelor, relații de încredere. În resurse, în carieră, poate să apară o creștere, însă sunt și posibilități de a arăta eleganța, tandrețea, relații armonioase, creative, între relațiile prietenii, protectorii și resursele și acumularea de bunuri există riscul de a se acumula ceva frustrări, ceva nervozitate, de a conștientiza unele datorii, de a conștientiza propria dorință de libertate, de progres. Lucruri care pot să aducă mai multă încăpățânare, ceva mai multe ambiții, să crească nervozitatea iar la sfârșitul de săptămână oricum sunt posibile și riscuri de mici accidente și riscuri de relații ceva mai instabile.